Să spunem stop violenței asupra femeilor. Acesta este sloganul zilei de astăzi. Pe 25 noiembrie este marcată Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor. În județul Mehedinți, de la începutul anului și până în prezent, au fost victime ale violenței domestice 18 femei și 21 de copii. De asemenea, s-au triplat și ordinele de protecție solicitate de victimele bătăilor în familie. Numărul cazurilor de violență domestică asupra femeilor a crescut în ultimii 2 ani. De asemenea, s-au triplat ordinele de restricție solicitate de victime. Sunt drame care se petrec zi de zi în apropierea noastră. Sunt femei abuzate care cu greu găsesc o soluție pentru a scăpa de coșmarul bătăilor în familie. Multe victime cer ordin de protecție, dar ulterior se întorc acasă lângă agresori pentru că nu au unde să meargă în altă parte. Le lipsesc banii, o locuință unde să se refugieze și sprijinul unor persoane de încredere. De multe ori, frica de agresor este atât de mare încât nici măcar nu se gândesc că ar putea să scape. Majoritatea acestor cazuri sunt în special îndreptate împotriva femeilor și a copiilor. Practic, în spatele acestei pandemii de COVID se ascunde o nouă pandemie. O pandemie care în momentul de față s-a agravat foarte mult. Datorită restricțiilor existente, în momentul de față victimele au fost forțate să petreacă mult mai mult timp alături de agresorilor și să împartă același spațiu locativ. Practic, acest lucru a condus la sporirea nesiguranței, a stresului și de aici până la actele de violență nu a fost decât un pas. Aceste acte de violență, din păcate, potrivit statisticilor, se manifestă sub toate formele. Discutăm aici despre abuzuri concretizate sub formă de fapte de violență, abuzuri psihologice, hărțuiri, chiar și hărțuiri cibernetice. Există instituții la care victimele violenței domestice pot apela. Puține o fac, însă, pentru că trăiesc într-o teamă continuă. Ceea ce constatăm, din păcate, este faptul că avem foarte multe victime ale violenței repetate, să spunem, în familie. Se întâmplă următorul fenomen. Sunt bătute de concubini, de soți, de cele mai multe ori femeile respective, ajung la noi în centru, după care la un moment dat, de frică, din cauza lipsurilor financiare, decid să se întoarcă în familie lângă agresor, considerând probabil și că și-a învățat lecția agresorul și că nu va mai repeta faptele respective. Din păcate, de cele mai multe ori se reiau violențele asupra femeilor respective și în foarte multe situații ajung din nou în centrele noastre specializate, ori singure, ori alături de copii. Un caz concret, victimă repetată a violenței domestice, a revenit în nenumărate rânduri în centrul de permanență al DGASPC. Femeia era bătută de concubin, uneori chiar în fața copiilor. M-am întors de atâtea ori. M-am întors cu gândul că se schimbă. A avut pe tata lui care a stat acolo pe luată și a început certurile, scandalurile. Venea pe ea, nu mă lăsa să-i dau de mâncare. Erau tata lui 80 de ani avea. Nu dădea voie să îi dau să mănânce, îmi strica mereu. A, te țin cu el, mă luam bătaie zi și noapte. Doamne, ce-am mai făcut? N-am făcut rău la nimeni. A fost găzduită de acest centru de 5 ori în decursul anilor, însă mereu s-a întors la concubin cu speranța că se va schimba. Eu cu gândul meu, se schimbă, nu s-a mai schimbat niciodată. Cât de des se întâmplau aceste păi, ori? Păi dacă astea 5-6 ore, nu mai țin minte de câte ori am venit cu lea. Și am zis că nu mai pot, că uite, mă arăt când am sunat, am zis că nu mai pot. M-a bătut cu pumnii în cap, mi-e rușin să vă spun, m-a dezbrăcat, m-a făcut, m-a și violat, am zis, Doamne, ce, că mă strică, că mă țin cu unul și cu altul, mă duceam cu el la muncă și veneam obosită, trebuia să fac și curățenia ca și spălat și tot trebuia să fac. Aveam cât cu timp ați avut o relație? 9 ani de zile. Și de la început, mă gândesc? A început...
După moartea lui a început rău să mă bată, rău, zi de zi, mă bătea noaptea. Victima a fost sprijinită mereu de asistenții centrului, care i-au oferit consiliere psihologică și îngrijiri medicale. În fiecare lună avem victime ale violenței domestice, care au nevoie de găzduire, care au nevoie de sprijin, de servicii sociale, pe care direcția poate să le asigure fără a costa sau fără ca victimele să fie puse la plată, dar serviciile acordate în cadrul adăpostului victimelor violenței în familie sunt servicii de consiliere, servicii de sănătate. Victima, în momentul când vine în adăpost, este evaluată medical de către asistentul medical, consiliată de către psihologul centrului și avem și juriști din cadrul direcției care asigură consiliere juridică, îndrumând victima să depună actele necesare pentru a acționa în instanță. Abuzurile în familie au grave repercusiuni, mai ales asupra copiilor, care deseori, din agresați, devin agresori. Victimele violenței domestice, al căror număr se pare că este totuși în creștere, mai ales odată cu pandemia, sunt afectate pe mai multe planuri, atât în primul rând psihic, emoțional, fizic, copiilor la fel, participarea unui copil la un episod, dar și agresarea unui copil, acumulează o serie de traume pe care cu greu le vor depăși, le vor conștientiza și se vor estompa fără a interveni. Din păcate, de cele mai multe ori, copiii din agresați pot să devină agresori la rândul lor. Deci este un fenomen care se perpetuează în momentul în care nu se intervine. Femeile abuzate și victimele violenței domestice trebuie să știe că pot primi sprijin din partea comunității. Ele pot fi ajutate prin intermediul unor ONG-uri sau pot chiar merge la centrul de permanență din cadrul DGASPC Mehedinți.